Pe 27 martie, în întreaga lume este sărbătorit teatrul, precum și cei care din toate timpurile și de pretutindeni au transmis povești despre viață sub toate aspectele ei. Ziua Mondială a Teatrului este celebrată începând din anul 1961 la inițiativa Institutului Internațional de Teatru, iar primul mesaj a fost transmis de scriitorul Jean Cocteau în 1962. Mesajul transmis de către personalitatea desemnată pentru acest an este unul care face trimitere și la situația cu care în această perioadă se confruntă câteva țări. Războiul ar trebui să fie prezent doar în piesele de teatru. Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, îmi revine această frumoasă sarcină să le urez tuturor celor care slujesc această nobilă artă la mulți ani. În fiecare an, o personalitate marcantă din lumea teatrului transmite un mesaj, un mesaj care este tradus în 50 de limbi. Anul acesta, mesajul, este al dramaturgului John Foss, norvegian, dramaturg care în anul 2023 a obținut premiul Nobel pentru literatură grație dramaturgiei și prozei sale. Vă citesc doar un scurt fragment. Arta este pace. Arta bună reușește în felul ei minunat să combine unicitatea absolută cu universalul. Ea ne face să înțelegem că ceea ce este diferit, ceea ce este străin, am putea spune este universal. Astfel, arta spulbere granițele dintre limbi, regiuni geografice, țări. Ea concentrează nu doar calitățile individuale ale fiecăruia, ci și, în alt sens, caracteristicile individuale ale fiecărui grup de oameni, de pildă ale fiecărei națiuni. Printre personalitățile marcante de pe mapamond care au transmis mesaje cu prilejul acestei zile, se numără și doi români. În 1977, Radu Beligan, iar în 1976, Eugen Ionescu. Și Octavian Costân, actor și manager al Teatrului Anton Pan, a transmis un mesaj tuturor celor implicați în arta dramatică, precum și spectatorilor. Vreau să vă mulțumesc pentru efortul necontenit de care dați dovadă întotdeauna și nu în ultimul rând doresc să mulțumesc pentru votul de încredere spectatorilor noștri care ne trec pragul de fiecare dată. Teatrul Anton Pan a luat ființă ca instituție profesionistă în anul 1990, dar este continuatorul unei tradiții locale vechi de peste un secol. Pe scena acestui teatru au performat în spectacole de excepție mari actori ai scenei românești.